Creștinii ortodoxi de stil vechi marchează pe 28 august adormirea Maicii Domnului, sărbătoare religioase cunoscute ca Sfânta Maria Mare. Postul s-a încheiat, iar în biserici au fost oficiate slujbe speciale. În unele localități se sărbătorește și hramul. Legenda spune că înainte de adormirea sa, Sfânta Fecioară a ținut post, tradiție pe care înoria și o respectă și în prezent. Totodată, ea s-a rugat pe muntele măslinilor, iar după aceea toți copacii s-au aplecat ca prin minune în fața ei. Fecioara Maria a promis că, din cer, ea va ocroti pe toată lumea. În cărțile biserice se menționează că sărbătoarea se țină pentru sănătate, căsătorie, naștere ușoară, dar și pentru vindecarea bolilor. Potrivit tradiției populare în această zi, se despart lunile călduroase de cele reci. Cu prilejul sărbătorii a dormirii Maicii Domnului, președintele Republicii Moldova Igor Dodon împreună cu Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Vladimir, a efectuat o vizită la biserica renovată, a dormirii a Maicii Domnului din orașul Sângera. Și statului a participat la sfințirea altarului nou al bisericii și i-a felicitat pe toți locuitorii Sângerei cu ocazia hramului localității. De asemenea, a vizitat Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău, unde i-a felicitat cu ocazia acestei sărbători pe și prezenți la catedrală. Pe orăța de socializare, Igor Dodon a scris Transmit sincere felicitări locuitorilor multor orașe și sate din Moldova, clerului și enoriașilor bisericilor în care, la fel ca în sângeră, sunt sărbătorite hramurile. Le doresc tuturor locuitorilor țării noastre pace, numai bine, bunăstare și ajutor din partea sfintei născătoare de Dumnezeu, a mai scris șeful statului. În țara noastră, peste 120.000 de, de femei se numesc Maria, iar în jur de 290 poartă numele Maricica. În același timp, aproape 3.000 de bărbați se numesc Marian, iar numele Marin îl poartă peste 7.600 de persoane.